O vom invita în scenă pe o laureată a concursului Miss Diaspora în 2010, dacă nu mă înșel. Da. În 2010 vine din Republica Moldova și se numește Diana Botnaru. Iată o misă. Arată ca o Miss Diaspora, da? La un moment nu dat... arată? Stai să vedem. Arată? Ia să vedem atunci cum o aplaudați. Bună seara, Diana. Cum te simți pe scena simpozionului la câțiva ani după ce ai câștigat premiul? Bună seara tuturor. Pot să spun că mă simt... De fapt, eu prin 2007 la fel am asistat la nebunia aceasta frumoasă numită Calatis. Eram pe plajă acolo în Mangalia. Totuși nu puteam să înțeleg ce se întâmplă. În fine, după 2-3 ani am participat la acest concurs și totuși s-a realizat un vis de-al meu, ca să mă întâlnesc cu românii mei adevărați, aici acasă. Totuși, în seara asta am auzit foarte mult replica asta, să nu-i lăsăm pe români să iasă în afară, să plece, să ne lase țara. Eu totuși vreau să spun că seamănă puțin la egoism. De ce să nu-i lăsăm pe românii noștri să plece în afară și să ducem, să arătăm femeile noastre frumoase și inteligente, bărbații noștri muncitori și, de ce nu, drăgăstoși? Și frumoși, și frumoși. Și frumoși, da. De ce să nu îi lăsăm să asculte cât de melodios sună cuvântul mama în limba română? Totuși, și dacă este replica căpșunarii sau... Totuși eu zic că e la modă și e foarte sănătos să consumăm cât mai multe vitamine, așa că să fim căpșunari, de ce nu? Dacă vrem și optăm pentru o viață mai sănătoasă. Așa, ca să nu trecem cu vederea și chestia asta. Nu am o mare experiență în spate ca să încep a da filă cu filă, pentru că nu sunt încă în tinerețea mea fragedă. Așa că o persoană pe care o voi invita aici în scenă, la sigur este persoana cuvenită cu care ai putea sau ar putea să stea fiecare din această sală, să stea de vorbă cu dumneaei, ca pe bune să scoată ceva din viața ei, din destinul ei și, de ce nu, din experiența pe care o are cu românii din afară. Vreau ca să spunem într-un cor, da, numele acestei persoane, pentru că sunt mândră și sunt onorată să oferim acest premiu doamnei Cristina Cristodoulu. O invităm aici în scenă. Doamna Cristina Cristodoulu vine din Cipru, conduce o asociație care e în faza de pionierat și cu toate astea deja a făcut foarte, foarte multe lucruri. Am discutat despre ele astăzi la simpozion. Bună seara, doamnă! Și e directoarea școlii românești din Cipru. Înființată cu mare eforturi, din câte știu eu. Și păstrată cu mare efort. Da, nu contează, că e principalul că există. Vă mulțumesc pentru premiu, sunt foarte emoționată, vă mulțumesc din inimă. De altfel, vreau să vă spun că după aceste decenii, aproape 5, de diverse eforturi de a promova și de a prezenta spiritualitatea și cultura românească în Cipru, și de a menține tradițiile și limba, e prima dată când mi se face o asemenea onoare, deci e normal să fiu foarte emoționată. Eu am fost profesoară 35 de ani în Cipru, de engleză, la școlile secundare, dar în momentul în care am ființat școala românească, emoția a fost așa de mare și răsplata așa de darnică, că nimic altceva nu mai aveam nevoie, nici chiar de asemenea premii, care bineînțeles că îmi fac plăcere. Câți români sunt acum în Cipru? Poftiți? Câți români sunt? Sunt mulți Cipru? Români în Cipru. Cam câți? Față de populația Ciprului sunt 40.000 de români. Noi avem o alianță care e foarte puternică, care a unit toți românii din Cipru. Am făcut foarte multe activități culturale,
Dar bineînțeles că cel mai mare proiect este Școala Românească, care a început, a fost prima școală din diasporă, a început cu o singură clasă, cu 15 copii, acum avem 16 clase și funcționează în 6 orașe. Deci felicitări! Vă mulțumesc! Și dacă venim în Cipru, auzim vorbindu-se românește pe stradă. Peste tot! La toate magazinele. Vreau să vă felicit și eu, vă mulțumesc pentru invitație, vă felicit pentru sărbarea aceasta și vreau să o felicit și pe doamna care face aceste minunate prezentări, da, care sunt deosebite și dau un iz așa ciudat acestei seri. Vă mulțumesc!